Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, sunt Victoria Pietraru și vă prezint ora știrilor. Un cutremur produs în această dimineață la ora 6:50 în zona seismică Vrancea, județul Buzău, România, a fost simțit și în Republica Moldova, cel mai mult în localitățile din sudul și centrul țării și mai puțin în cele din zona de nord. Informația a fost confirmată pentru TV6 de directorul Institutului de Geologie și Seismologie, Igor Nicoară. A avut loc un cutremur de pământ cu magnitudine de 5,3 în zona epicentrală, ceea ce s-a resimțit și pe teritoriul Republicii Moldova, în partea de sud cu intensitatea de 4 și în partea centrală de 3,5. Directorul Institutului de Geologie și Seismologie ne-a mai spus că în urma seismului nu au fost înregistrate pagube sau victime, întrucât cutremurile cu o intensitate seismică de până la 6 grade de regulă nu provoacă pierderi, cum ar fi fisuri în pereți, alunecări de teren sau altele. Potrivit datelor oficiale, cutremurul cu magnitudinea estimată de 5,3 grade a mai fost resimțit în țări precum Bulgaria, Serbia și Ucraina. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, mișcarea tectonică s-a produs la o adâncime de 147,5 km. Un fost președinte al raionului Aneni Noi a fost reținut în această dimineață de ofițerii CNA și procurorii anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Acesta este bănuit că ar fi organizat trucarea unor licitații în interes propriu, se spune într-un comunicat al Centrului Național Anticorupție. Potrivit CNA, în perioada 2018-2019, președintele raionului, exercitând influența asupra unor subalterni, ar fi inițiat licitații publice pentru construcții și reparații în unele instituții publice. Urmărind un scop personal și aflându-se în conflict de interese, fostul președinte al raionului Aneni Noi ar fi favorizat un șir de companii și agenți economici, ale căror beneficiar efectiv este, fără să asigure concurența, tratamentul egal și nediscriminatoriu al celorlalți participanți la licitații. Astăzi, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliile și sediile persoanelor implicate. În urma acestora, fostul președinte al raionului Aneni Noi a fost reținut pentru 72 de ore. Procuratura Anticorupție confirmă că în urma perchezițiilor efectuate ieri la sediul central al Partidului Șor din capitală, au fost reținute 8 persoane. Într-un comunicat expediat de instituție se menționează că cei escortați la CNA sunt bănuiți de complicitate la săvârșirea infracțiunii de acceptare cu bună știință a finanțării formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Procuratura mai precizează că în termen de 72 de ore va fi luată o decizie cu privire la aplicarea unei măsuri preventive. Amintim că ieri de dimineață procurorii și ofițerii CNA au descins cu percheziții la sediul central al Partidului Șor, de unde au ridicat peste 300.000 de lei. Reprezentanții procuraturii au anunțat că acțiunile au loc în cauza penală privind finanțarea ilegală a formațiunii, iar banii erau destinați pentru plata neoficială a salariilor, ce ar fi achitate în plic angajaților partidului. De cealaltă parte, reprezentanții formațiunii au calificat acțiunile procurorilor ca fiind ilegale, o intimidare și un atac la adresa Partidului Șor. Iar deputatul Partidului Șor, Regina Apostolova, a declarat că perchezițiile au durat aproape 9 ore, timp în care au fost făcute verificări, inclusiv în cazul persoanelor străine, care se aflau în acel moment în sediul formațiunii. După o pauză de câteva zile, o nouă alertă cu bomba a avut loc astăzi la judecătoriile cu sediul Centru și Buiucani. Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 10:45 printr-un apel telefonic la 112, precum că acestea ar fi minate. Ulterior, la ora 11:14, forțele de ordine au fost sesizate că și un centru comercial din capitală ar fi minat. La fața locului s-au deplasat toate serviciile specializate. Polițiștii au încercuit
oprit și securizat zonele, iar toate persoanele au fost evacuate. După verificarea sediilor, poliția a anunțat că informațiile despre minare s-au dovedit a fi false. Anterior, șeful IGP a declarat că de la începutul anului în Moldova au parvenit peste 140 de alerte false cu bombă, iar pentru verificarea amenințărilor s-au cheltuit peste 2 milioane de lei. Procuratura Generală a pornit dosar penal pentru acte de terorism, iar Ministerul de Interne a propus înăsprirea sancțiunilor. Dacă va fi modificată legislația, vinovații ar putea face până la 5 ani de pușcărie, iar amenzile ar putea crește până la 150.000 de lei. Un flash mob numit Coridorul Rușinei, organizat de Partidul Șor, a avut loc astăzi la intrarea din spate a Parlamentului. Manifestanții strigau rușine și jos Maia Sandu și aruncau garoafe în fiecare mașină care intra pe teritoriul legislativului, simbolizând înmormântarea PAS, potrivit organizatorilor acțiunii. În plus, demonstranții țineau în mâini fotografii sub forma unor pachete de țigări cu diferite mesaje pe ele. Potrivit organizatorilor acțiunii, guvernarea PAS este destructivă pentru Moldova și a dus doar sărăcie, crize și scumpiri, iar singura soluție de a scăpa țara de ele sunt alegerile parlamentare și prezidențiale anticipate. Într-o adresare video către popor, liderul partidului Șor, Ilan Șor, a declarat că el și echipa sa sunt pregătiți să le ofere oamenilor o viață îndestulată și să readucă tarife de 4 lei pentru gaz și de 1 leu pentru electricitate. Totodată, politicianul a chemat oamenii să se adune duminică, ora 14, la un nou protest în fața președinției. Am solicitat o reacție la flashmobul de astăzi, dar purtătorul de cuvânt al guvernului a spus că instituția nu comentează protestele organizate de Partidul Șor. Același lucru l-a declarat și purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS. Administrația prezidențială a menționat că în Republica Moldova fiecare persoană se bucură de dreptul la libertatea de întrunire și de exprimare. Cu detalii de la eveniment revenim pe parcurs. Expertul economic Veaceslav Ioniță susține că Moldova are parte de un record al scumpirii energiei electrice pentru consumatorii finali. Potrivit lui, în 8 luni ale acestui an, tariful la lumină s-a majorat de 4 ori consecutiv, ajungând să fie de 3 ori mai mare. Declarația vine în contextul majorării tarifelor la curent, aprobat miercuri de ANRE. Și fostul președinte al țării, Igor Dodon, s-a expus la acest subiect. Acesta spune că Moldova, dintr-un stat cu cea mai ieftină energie electrică din Europa, s-a transformat în țara cu cea mai scumpă energie și cu cea mai săracă populație. Reprezentanții puterii spun că guvernările anterioare sunt responsabile de faptul că Moldova este acum dependentă energetic, care încă se confruntă cu sărăcie și corupție. Într-o postare pe Facebook, Veaceslav Ioniță a scris că noile tarife aprobate de ANRE înseamnă a patra majorare din acest an, ceea ce înseamnă, potrivit lui, un record absolut pentru Moldova. Până acum, tarifele se modificau numai des de o dată pe an. Inclusiv am avut reduceri de tarife. Timp de 22 de ani, tarifele în Moldova au cunoscut o majorare de doar două ori, de la 0,74 de lei pe kilowattoră în 2000 la 1,51 de lei pe kilowattoră în martie 2022. În acest an, în 8 luni, tariful la energie electrică riscă să se majoreze de 3 ori, în 4 majorări consecutive. Cel mai probabil vom avea 6,03 lei per kilowattoră pentru Red Nord și 4,88 de lei per kilowattoră pentru Premier Energy, a scris Ioniță într-o postare pe pagina sa de Facebook, unde a publicat și evoluția prețurilor la energie electrică. Fostul președinte Igor Dodon, economist de profesie, a publicat un grafic elaborat de Eurostat, organismul care se ocupă cu statistica Comisiei Europene. Potrivit datelor, după aprobarea noilor tarife, doar o țară în Europa are prețul la energie electrică mai mare decât la noi, care este Grecia, unde tariful la curent este de 30 de cenți. Moldova se află pe locul 2 cu 27 de cenți per kilowattoră, urmată de Italia, Cipru, România, Irlanda și Slovacia, unde prețurile variază între 22 și 25
5 de cenți. Într-un singur an, Moldova, dintr-un stat cu cea mai ieftină energie electrică din Europa, s-a transformat în țara cu cea mai scumpă energie electrică și cu cea mai săracă populație. Cetățenii Moldovei au primit următoarea lovitură din partea guvernării prin majorarea, pentru a patra oară, a prețului la energie electrică în mai puțin de un an. Astfel, tariful pentru energie electrică, inclusiv TVA, este de 5,15 lei per kilowattoră pentru centrul și sudul țării și de 5,19 lei per kilowattoră pentru populația din nordul Republicii. În mai puțin de un an, tarifele s-au majorat de 3,2 ori. Este cea mai mare creștere din toată istoria Moldovei, se arată în postarea fostului șef de stat. Dodon mai spune că dacă ținem cont de mărimea salariilor în Moldova și restul țărilor din Europa, atunci tariful actual la energie electrică este un genocid economic împotriva poporului din Moldova și este rezultatul incompetenței actualei guvernări de a gestiona criza energetică. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, a declarat pentru TV6 că cei care au fost până acum la guvernare, printre care Igor Dodon, sunt direct responsabili de faptul că Moldova este acum o țară vulnerabilă, dependentă energetic, care încă se confruntă cu sărăcie și corupție. Guvernanții anteriori, care se lăudau că sunt prieteni mari cu Kremlinul, nu semnau contracte pe termen lung, ci contracte de un an, care nu asigurau previzibilitate și un preț stabil, astfel încât Moldova stătea an de an la mila Gazprom. Guvernarea lui Dodon s-a remarcat prin faptul că a subjugat țara intereselor străine. Ceea ce facem noi astăzi este să punem bazele independenței energetice a țării, să reformăm justiția pentru ca cetățenii să nu mai fie vreodată dependenți de mila politicienilor din țară sau din afara ei, ne-a scris aceasta într-un mesaj. Miercuri, ANRE s-a întrunit în ședință în regim de urgență pentru a ajusta prețurile pentru energie electrică. Se întâmplă după ce centrala de la Cuciurgan a asistat furnizarea de electricitate către malul drept al Nistrului. Acum, Republica Moldova este asigurată cu energie electrică din România și parțial din surse locale. Astfel, abonații Premier Energy vor plăti 4 lei și 77 de bani pentru un kilowattoră, fără TVA sau cu 1 leu și 62 de bani mai mult. Cei ai Feyenoord vor achita 4 lei și 81 de bani, la fel, fără TVA, în creștere cu 1 leu și 60 de bani față de tariful anterior. Noile prețuri vor fi aplicate din data de 4 noiembrie, data publicării în Monitorul Oficial. Aflat într-o vizită la București, președintele Maia Sandu a declarat că prețul plătit de moldoveni pentru energie electrică din România este bun și că țara noastră ar dori să-l plătească în continuare. Totodată, președintele a declarat că a discutat cu autoritățile din România despre posibilitatea creșterii volumului furnizării de energie electrică, precum și despre un eventual contract pentru furnizarea gazelor naturale. Anterior, autoritățile din stânga Nistrului au declarat că centrala de la Cuciurgani este dispusă să ofere lumină Moldovei dacă aceasta va majora volumul de gaz. Totodată, așa zisul ministru de externe din stânga Nistrului, Vitalii Ignatiev, a îndemnat Chișinăul să poarte discuții directe cu Rusia și Gazprom privind livrarea gazelor naturale, de care depinde și producția de energie electrică la centrala termoelectrică de la Cuciurgani. Totodată, Ignatiev a subliniat că partea transnistreană este gata să ofere suport intelectual și expertiză pentru negocierile cu Rusia, dacă acest lucru va fi solicitat de către Chișinău. Ministrul Infrastructurii a afirmat recent că a încercat să ia legătura cu reprezentanții ai Gazprom, dar fără succes. Majoritatea țărilor europene se confruntă cu problema creșterii tarifelor la energie. Fiecare dintre state își alege propriul model de a descărca sarcina tarifară ce cade pe umerii populației. Autoritățile germane, spre exemplu, urmează să plafoneze prețurile la curent pentru consumatorii casnici începând cu data de 1 ianuarie anul viitor. Și asta indiferent de costul curentului. Este unul dintre proiectele Guvernului Federal care urmează a fi consultat cu regiunile pentru a conveni asupra măsurilor de susținerea populației și industriei în contextul crizei energetice. Anterior, decizia de a îngheța parțial tarifele pentru lumină a fost luată de Slovacia. Autoritățile austriece vor face la fel pentru o perioadă de un an și jumătate. Potrivit cotidianului Bild, după câteva luni de dezbateri, Guvernul Federal German a convenit asupra unor măsuri de sprijinire a populației și industriei în criza energetică. Astfel, de la 1 ianuarie 2023, este planificată limitarea prețurilor la curentul pentru gospodăriile private. Potrivit documentului, tarifele vor fi reduse la maximum 40 de eurocenți pe kilowattoră. Acest lucru se aplică unei cote de bază de 80% din consumul anual. Tot ceea ce consumă în plus gospodăria se achită la prețurile curente ale pieței.
Pentru industrie, prețurile la energie electrică vor fi plafonate la 13 eurocenți pe kilowattoră, pentru o cotă de 70% din consumul anului precedent. Iar acesta nu este singurul ajutor acordat de guvern populației și companiilor după creșterea prețurilor la resursele energetice. În septembrie, Berlinul a convenit asupra unui pachet de măsuri pentru a reduce presiunea inflației asupra gospodăriilor și întreprinderilor. Suma totală alocată este de 65 de miliarde de euro. Acești bani au constituit plăți unice către pensionari, beneficiarii de indemnizații și studenți. În plus, aproximativ 9.000 de întreprinderi consumatoare de energie din țară au primit stimulente fiscale, în valoare totală de 1,7 miliarde de euro. Coaliția de guvernământ a decis de asemenea să impună o taxă pe profiturile excedentare ale marilor corporații energetice, obținute în urma creșterii prețurilor cu amănuntul la energie. Acesta este al treilea pachet de ajutor aprobat de guvernul german. Astfel, cheltuielile totale ale Germaniei pentru depășirea consecințelor crizei energetice s-au ridicat deja la aproape 100 miliarde de euro. La sfârșitul lunii octombrie, Slovacia a decis de asemenea să înghețe parțial tarifele la energie electrică. Potrivit presei locale, această măsură va intra în vigoare de la 1 ianuarie până la 31 martie 2023 și se va aplica agenților economici. Potrivit premierului Eduard Heger, statul va despăgubi companiile cu 80% din suma cheltuită pentru achiziționarea de energie, dacă această sumă depășește plafonul stabilit. Este planificat ca prețul maxim de achiziție să fie de 199 de euro pe megawatt pentru consumul de energie electrică și de 99 de euro pe megavatoră pentru consumul de gaze. Iar Austria a înghețat tarifele la energie electrică pentru un an și jumătate. Potrivit cancelarului acestei țări, măsura se va extinde de la 1 decembrie anului curent până la 30 iunie 2024. Conform calculelor, datorită acestei decizii, guvernul va compensa parțial costurile cetățenilor pentru energie electrică în limita consumului de 2900 kWh. Pentru această normă, compensații nu sunt prevăzute. Astfel, gospodăriile vor putea economisi până la 500 de euro pe an, potrivit unui comunicat postat pe site-ul cancelarului austriac. Danemarca a alocat peste 5 miliarde de coroane sau 664 de milioane de dolari pentru a sprijini populația pe fondul crizei energetice. Pachetul de asistență aprobat include posibilitatea achitării în rate a unei părți din costurile curentului, gaz și termoficare. În plus, s-a decis ca în prima jumătate a anului 2023 taxa de energie electrică în țară să fie redusă de la 9 cenți pe kilowattoră la 0,1 cent. O astfel de măsură va costa bugetul 3,5 miliarde de coroane daneze sau 460 de milioane de dolari. În ianuarie 2023, autoritățile daneze vor plăti de asemenea 660 de coroane pentru fiecare copil. Iar în Marea Britanie, oamenii au primit câte 400 de lire sterline pentru a-și plăti facturile de electricitate. În Spania, din octombrie până la sfârșitul acestui an, taxa federală pe gaz pentru gospodărie a fost redusă de la 21% la 5%. Iar în Portugalia, ca și partea unui pachet de ajutor pentru populație, guvernul a alocat 2,4 miliarde de euro pentru a crește pensiile și a reduce impozitul pentru electricitate. Și autoritățile poloneze au decis să ofere câte 3.000 de zloți cetățenilor ale căror locuințe se încălzesc pe bază de cărbune. Locuitorii caselor care folosesc alte tipuri de combustibil vor primi de la 500 la 3.000 de zloți. Potrivit previziunii șefului celui mai mare trader internațional de energie, Trafigura, Ben Lacock, în această iarnă Europa poate evita o catastrofă energetică, în mare parte datorită rezervelor de gaze disponibile în depozite și a cererii reduse. Cu toate acestea, situația ar putea fi mult mai gravă iarna viitoare, deoarece acest raport va fi mult mai mic, a declarat pentru Reuters top managerul Tramfigura. O nouă ședință de judecată în dosarul Marinei Tauber a avut loc astăzi la judecătoria Ciocana. Avocații au cerut anularea arestului și cercetarea în libertate a deputatului partidului Șor. Magistrații vor prezenta însă decizia vineri. Până atunci, ei vor analiza materialele prezentate azi de apărare și declarațiile procurorilor. În fața sediului instanței s-au adunat membrii și activiști ai partidului politic Șor, care au cerut eliberarea parlamentarului și o justiție corectă. Grupul de susținători ai lui Tauber și-au exprimat speranță că parlamentarul va ieși din arestul la domiciliu. Justiția nu-i corectă, doamna Tauber. Eu trebuia să fie eliberată din arestul de la domiciliu. Eu sunt pentru dreptate, așa sunt educată. Ea este sinceră, ea este corectă. Cred că o țin sub arest ilegal.
De ce au arestat-o? Pentru că au făcut bine și ei vor de la dânsa ca să o închidă. Eu socot că ei nu trebuie închisă, ei face dreptate la lume. E luptă pentru popor, luptă pentru pensionieri, luptă pentru noi toți. Avocații deputatului spun la rândul lor că au prezentat toate probele care dovedesc nevinovăția lui Tauber. Noi am examinat cererea de revocare a măsurii preventive în privința lui Marina Tauber, prezentată de către avocat. La noi situația așa, noi am menționat în instanță că am prezentat toate probele, însă procuratura nu a prezentat nicio probă, dar numai declarații, că probele sunt, se văd pe mass media. Probele puteți vedea pe televizor. Care televizor? Unde? E clar. Și noi am solicitat, noi totuși considerăm că demersul nostru este legal și totuși credem că va fi o hotărâre legală. După încheierea ședinței, Marina Tauber a declarat că așteaptă o decizie corectă din partea magistraților. Precum dumneavoastră, vedeți, ședința a fost foarte scurtă, pentru că din partea noastră, desigur că noi am vorbit despre lucrurile foarte clare, că nu sunt argumente, nu sunt dovezi, nu este motivația juridică ca să fiu ținută sub arest. Noi sperăm că instanța va lua o decizie corectă. Procurorul de caz nu a făcut declarații pentru presă. Am încercat să obținem un comentariu de la Procuratura Generală cu privire la solicitarea și declarațiile avocaților lui Tauber, dar purtătorul de cuvânt al instituției nu ne-a răspuns încă la mesajul trimis. Instanța urmează să se pronunțe vineri cu privire la solicitarea apărării lui Tauber de cercetarea parlamentarului în stare de libertate. Până atunci, judecătorii vor examina materialele prezentate joi de avocați și declarațiile acuzării. Amintim că vicepreședintele partidului Șor a revenit în arest la domiciliu pe 25 octombrie, la o săptămână după ce fusese plasată sub control judiciar, decizie urmată de participarea sa la protestele organizate de Partidul Șor. Ea este cercetată penal pentru falsificarea raportului financiar al partidului și acceptarea finanțării formațiunii de către un grup criminal organizat. Deputată se declară nevinovată. Ea califică materialele prezentate de procurori ca fiind lipsite de fundament juridic, iar arestul un abuz efectuat la indicația puterii, acuzații respinse de reprezentanții guvernării. Procuratura Generală susține însă că procurorii au dovezi privind vinovăția deputatului și a reiterat de mai multe ori că instituția este apolitică, în care procurorii acționează strict în conformitate cu legea. Președintele Maia Sandu a declarat anterior cu referire la dosarul Marinei Tauber că își dorește ca ancheta să fie corectă, transparentă și să nu trezească semne de întrebare. Fostul premier pakistanez Imran Khan a fost rănit în picior prin împușcare în timpul unui marș de protest, dar nu este în pericol, transmite BBC. Membrii ai partidului său au spus că alți 4 oameni au fost răniți. Bărbatul care l-ar fi împușcat pe politician a fost arestat. Khan, în vârstă de 70 de ani, conducea marșul de protest spre capitala Islamabad pentru a cere alegeri anticipate. Înlăturat în aprilie de o moțiune de cenzură în adunarea națională, politicianul păstrează o largă susținere în rândul populației. El a organizat ample reuniuni împotriva guvernului succesorului său, iar partidul său a obținut mai multe mandate în alegerile parțiale din provincia Punjab. Actualul prim-ministru face în continuare obiectul mai multor proceduri judiciare din perioada în care era în opoziție, mai scrie sursa citată. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor. Eu sunt Victoria Pietraru și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 18:45. Vă mulțumesc pentru atenție.